Bună ziua, dragilor! Astăzi începem așa direct. Vom vorbi despre tulburarea borderline și pentru acest subiect am invitat-o alături de mine pe Oana Munteanu, psihoterapeut. Oana, mulțumesc că ai răspuns invitației noastre. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ești aici alături de noi și o să înțeleg mai multe despre această tulburare. Din ce am citit pe internet, evident, am aflat așa că peste 6% din populația lumii prezintă această tulburare și 20% chiar au anumite trăsături borderline. Ce este, de fapt, această tulburare de personalitate? Este o suferință psihică, eu așa o aș numi eu. Este vorba de o structurare anume a personalității care duce la anumite probleme și dificultăți relaționale, dificultăți cu propria persoană, dificultăți cu mediul înconjurător. E vorba de, ai precizat că e vorba și de persoane, 20% care au doar anumite aspecte, trăsături, exact. E foarte importantă distinția asta între trăsături și tulburarea în sine. Tulburare înseamnă ceva diagnosticabil și care de regulă afectează, exact, afectează funcționalitatea vieții de zi cu zi. Pe când trăsăturile sunt doar niște aspecte ale personalității noastre care se potrivesc cu descrierile a ceea ce înseamnă borderline. Hai să începem cu trăsăturile. Care sunt aceste trăsături? Ce ar trebui să ne pună pe gânduri? Ce fel de comportamente? Păi, o impulsivitate mai pronunțată este o trăsătură tipic borderline, dar pe care o avem foarte mulți dintre noi fără să ne afecteze atât de tare viața, încât să ajungem la doctor și să urmăm un tratament anume pentru asta. Dar cred că cu toții cei care au această trăsătură în structura lor de personalitate îi resimt efectele mai puțin plăcute de foarte multe ori. O altă trăsătură, o anumită instabilitate, să zicem. Adică o nehotărâre mai mare, o trecere destul de rapidă de la o decizie la opusul ei. O trecere de la o stare de dispoziție la alta. Astăzi mă simt plin de viață și nu știu exact de ce. Și mâine s-ar putea să mă trezesc foarte down și foarte jos, așa, ca starea de dispoziție. Și asta poate fi o trăsătură borderline. Acum, când mai multe din aceste trăsături se manifestă la aceeași persoană, începem să ne gândim la o tulburare de personalitate borderline, care presupune mai multe lucruri, presupune o suferință psihică constantă, o afectare a vieții personale, profesionale. Acum și afectarea asta e pe un spectru. Există persoane cu tulburare de personalitate borderline care sunt înalt funcționale, adică ele socialmente funcționează foarte bine, dar interior se simt foarte rău. Persoane, de exemplu, care au o imagine socială excelentă, au o funcție profesională înaltă, foarte mare competență, o productivitate bună, responsabilitate foarte mare și care par cu foarte multe skill-uri sociale, adică le au, nu că par, multe skill-uri sociale în societate, la locul de muncă și când se duc acasă, se simt golite de orice sens, de orice semnificație a vieții și chiar se pot gândi sistematic la suicid. De exemplu, deși aparent sunt ok, deși au o relație personală teoretic, din afară. Da. Din afară apare o persoană împlinită. Are partener, are un job mișto, are suficienți bani încât să trăiască decent. Și totuși, când ajunge acasă seara, primul gând este mai bine nu mai sunt. Și nu mai vreau să o iau de la capăt. Și asta, aici e o tulburare de personalitate borderline. Vorbim despre așa ceva. Ai vorbit despre gândurile suicidare și acestea sunt niște trăsături probabil care dacă se regăsesc în timp îndelungat pot duce la o astfel de diagnosticare. Acum, gândurile suicidare apar în mai multe tulburări
psihologice, da, să le zic așa. Nu sunt doar ele singure, doar pentru că cineva s-a gândit că ar fi mai bine să nu fie, nu automat ne ducem la cu gândul ăla. Da, știu, dar înțeleg cumva. Dar face parte, care odată reunite ne duc la face parte din simptome. Dar apare ca un fel de unică soluție, apare ca o soluție la problemele pe care le resimte persoana respectivă. Nu altfel, nu știu, nu e neapărat un mod de viață, dar este un mod de a rezolva problemele, de suferințele emoționale. Cum e o astfel de persoană? E cum ai spus mai devreme, care poate fi să fie social foarte bine văzută, dar totuși acasă. Deci practic problemele vin din interior, nu le poate rezolva, nu poate trece peste ele, îi domină viața și sunt niște probleme emoționale. În primul rând, o lipsă de sens pe care o simte, o lipsă de valoare proprie în ciuda evidențelor. Deci are legătură și cu self-esteem-ul până la urmă? Are legătură. Un soi de vid interior, un sentiment de singurătate cumplită. Poate să fie chiar dacă e înconjurat de foarte mulți oameni. Interior se simte foarte singur. E vorba de un conflict psihologic interior, vechi, structurat din copilărie, care se manifestă, care nu s-a rezolvat, nu a fost compensat în vreun fel, decât socialmente, cumva ca să se poată ține pe linia de plutire, dar care își arată efectele atunci când persoana rămâne cu ea însăși. La genul ăsta care pare foarte bine ancorat în social. Există și alte. Sigur, există, adică există foarte multe manifestări, cred că e vorba de o unicitate, fiecare persoană se manifestă în felul ei. Dar în privința acestui diagnostic, să zicem, au fost mari dispute, este însăși dificultatea mea, a fost o mare dificultate să fie prins cumva într-un concept cât de cât clar și funcțional. Inițial, chiar și termenul borderline înseamnă la graniță, pe margine. Vine din anii 30, pentru că atunci existau două mari categorii de diagnostice, și anume nevroze, persoanele cu anxietăți pe un conflict emoțional, anxietăți mai mari sau mai mici, și psihoze, persoane care problema principală la ele era că era o ruptură de realitate, nu mai erau în contact cu realitatea. Și cumva au apărut foarte multe persoane în cabinetele de psihanaliză pe vremea aia mai ales, care nu păreau nici chiar psihotice, dar nici nu erau doar nevrotice. Erau undeva, că aveau când elemente de nevroză, deci o stare de asta mai terater, când parcă scăpau în zona psihotică, dar nu de tot. Și nu tot timpul, și reveneau. Și cumva era ceva foarte fluctuant. Și atunci, fiindcă n-au în lipsă de altceva, de alt termen, au zis, ok, sunt între, e ceva între. E la graniță, este între. Când scapă încolo, când scapă încoace. Deci când scapă contactul cu realitatea, când au anxietăți foarte mari și sunt... Asta era gândirea din anii 30. Acum există și persoane cu tulburare borderline care au și scăpări de privința legăturii cu realitatea, au niște elemente psihotice, dar nu sunt neapărat definitori. Exact. E destul de greu de pus punctul pe i. Și de făcut o structură. Deci dacă are aia și am bifat trei elemente, atunci asta e diagnosticul. Da. Deci trebuie văzut în ansamblu. Se pune cumva, sunt vreo 9 sau 10 simptome. Și dacă se întrunesc 5 din 9, de exemplu, se poate pune diagnosticul. Dacă sunt 4 din 9, diagnosticul necesită mai multe consulturi, necesită evoluție în timp să se vadă exact care e chestia. Dar în privința ideii de borderline, cred că ceea ce este definitoriu este instabilitatea, de fapt. Instabilitatea, contradicția, trecerea asta foarte bruscă de la da la nu, de la nu la da, reacții
foarte puternice, foarte intense, o intensitate. Adică lucrurile astea nu sunt doar m-a răzgândit, nu sunt nehotărât. Nu, e cu un consum intern, emoțional, cu o intensitate extremă. Asta e o altă caracteristică definitorie, cumva, această hipersensibilitate emoțională. Marshaline Hancea, care e expertă în tulburarea de personalitate borderline și a creat și o terapie specifică și care este recunoscută astăzi ca fiind una dintre cele mai eficiente, terapia dialectic-comportamentală, ea descria această hipersensibilitate emoțională a persoanelor cu tulburare borderline ca fiind ca un fel de persoane care nu au piele emoțională și practic orice atingere, chiar făcută cu dragoste, chiar dacă vrei să, dacă e o mângâiere, oricât de fină, poate să le producă o suferință intensă, enormă. Și reacțiile sunt ca atare. Da, sunt disproporționate, practic, față de intenția, nu, față de stimul nu sunt disproporționate. Pentru că stimulul este cum e perceput. Dacă avem o rană, avem o arsură și cineva vrea să ne mângâie și ne atinge exact pe zona arsă, stimulul, reacția e exact la stimul, dar e reacție la ce se la o piele arsă, la o rană, nu la, exact. Nu la o piele normală, exact. Înțeleg. Deci așa se întâmplă și cu psihicul și atunci exact. Când omul acela e încărcat sau eu știu, are această problemă, o reacție normală a cuiva, un stimul normal al cuiva din jur poate provoca o reacție exagerată, văzută ca fiind exagerată. Exact. Am înțeles. Interior e foarte justificată. Oamenii care suferă de tulburarea asta, în general, au această și o resimt și ei, adică nu e o chestie că nu se prefac, nu e nimic, nu e prefăcătorie, ci chiar e real. Au o dificultate în a-și gestiona emoțiile. Deci e o problemă acolo cu reglajul emoțiilor. Noi, cei care avem norocul să nu avem această tulburare, le reglăm în funcție de evenimente, în funcție de... La ei, mecanismul ăsta de reglare nu funcționează foarte bine. Și cumva reacția e când... Ce se întâmplă? Când îi inundă, când o emoție apare, la ei cu inundație. Dacă se înfurie, e o furie din aia, mintea rațională este exclusă cumva, da, este dezactivată, practic nu mai are forță și atunci persoana nu se mai e copleșită de emoție, de furie sau de frică sau de și ea nu mai poate să-și folosească mintea rațională pe care o are perfect ca oricine altcineva. Doar că nu poate accesa, nu poate folosi momentele alea și doar reacționează conform acelei emoții. Și asta e o mare problemă și la nivel de relații personale, interpersonale și la nivel de proprie persoană, pentru că sunt multe consecințe pe care atunci nu se pot gândi la ele, da. Dar care bineînțeles că apar și îi afectează într-un mod foarte, foarte neplăcut în viața sau chiar dramatic de multe ori. Ce s-a întâmplat? Sau ce anume le-a cauzat acest, nu știu, faptul că nu își pot regla emoțiile așa cum o facem noi ceilalți, să zicem. Aici e o discuție importantă și răspunsul nu e unul simplu, nu există un singur factor cauzal. Studii recente arată că se pare că există o sensibilitate la reacțiile emoționale născută. Adică sunt mai sensibili la emoții și la felul în care reacționează emoțional. Asta ar fi, să zicem, factorul biologic. E un factor biologic. Dar factorul ăsta biologic nu e suficient. Sunt foarte multe persoane care probabil se nasc cu această sensibilitate, dar nu dezvoltă tulburare de personalitate borderline. Poate fi moștenit acest factor biologic dacă, să zicem, mama sau tatăl au fost, să zicem, nu au fost diagnosticați, dar au avut astfel de trăsături. Sunt discuții pe tema asta. Nu s-a identificat o genă anume sau un fragment să zică, uite, ăsta este și asta e problema, dar studiile arată că și familia în spate este foarte disfuncțională și sunt foarte multe persoane care au simptome, n-au fost diagnosticate probabil niciodată, dar prezintă simptome ale tulburării borderline. Deci nu se știe încă dacă e o chestie chiar genetică, transmisă genetic sau se transmite prin faptul că acei părinți sau bunici sau întregul șir din spate, ei când și-au crescut copiii, au crescut atât așa cum au putut ei mai bine, dar tot disfuncțional. Și atunci se poate transmite
Această structurare a personalității la modul ăsta prin felul în care este crescut copilul. Și ăsta e al doilea factor, dau o categorie de factori. Factorii psihologici, să le zicem așa, factorii de dezvoltare. Felul în care s-a creat atașamentul sau nu s-a creat. De fapt s-a creat un fel, poate, dar un atașament dezorganizat. Mesajele din copilărie, din copilăria mică, mesaje care nu sunt doar astea verbale, sunt ce face părintele. Iar când e bebelușul foarte mic, cum îl manevrează fizic, e o comunicare de la corp la corp. Copilul prin corp cunoaște lumea. Aici sunt, deci ăsta e un alt factor, dacă vii cu o sensibilitate și ești crescut într-un mod care îți accentuează acea sensibilitate, chiar o pune la încercare maxim. Și vorbim asta de situațiile firești, dar sunt de regulă, persoanele cu tulburare borderline au un istoric traumatic. Ei au foarte multe, ori au foarte multe traume mici, ori au o traumă mare, ori au multe traume mari, depinde. Depinde iarăși de la persoană la persoană. Dar este o caracteristică sistematic observată. Că există istoric de traumă din copilărie și până mai departe. Există așa ceva. Există, traumele pot fi mari, vizibile, de genul bătăi, abuzuri sexuale, abandon, neglijențe, pot să fie de genul ăsta, vizibile, clare, poți să pui degetul pe ele. Da. Deci nu așa ușor, că gândiți-vă, ca o rană din aia foarte inflamată și pui degetul pe ea, deja e groaznic. Adică e o muncă mare, muncă grea în terapie pentru persoanele cu suferința asta. Dar sunt persoane care nu se identifică, nu pot să identifice așa ceva, nu identifică așa ceva în trecutul lor, dar mai există un soi de traumă care se cheamă traumă cumulativă și e vorba de capicătura chinezească. De regulă e manifestată sub forma unei critici, părinte critic, care în intenția lui este să-și stimuleze copilul, să-l motiveze, dar ceea ce reușește să facă sau mesajul care ajunge la copil este o permanentă critică. Nu ești bun, nu ești suficient de bun, n-ai făcut aia. Mesajul, ce se structurează, nu sunt suficient de bun, plus agitația care apare, plus toată corola asta emoțională foarte puternică. Deci sunt mai multe feluri de traume și e necesar să fie căutate acolo. Asta e deci al doilea factor, cel psihologic, cel de dezvoltare, o dezvoltare. Știți cum e, cumva, ca să folosesc o metaforă, ca acei copaci care ați observat că unii sunt drepți pentru că se duc direct în sus și sunt pe linia luminii, alții sunt foarte contorsionați, pentru că au fost nevoiți să se ducă după lumină. Deci ei nu sunt, nu eu nici n-aș, de-aia, poate, de multe ori mă gândesc că nu e o boală, efectiv, este un fel de structurare. Da. Naturală, e o reacție naturală. Oamenii aceia au făcut tot ce au putut ei ca să supraviețuiască și să se dezvolte. Și în felul ăsta au reușit să o facă, adică n-au prea aveau alternative. Da. Și al treilea, atâta vreau să zic, și factorul social, factorul de mediu. De fapt, asta, traumele se încadrează aici. Factorul de mediu le-am descris deja. Deci cumva cel biologic și cel psihologic și social. Și social, și da. Se numește etiologie biopsihosocială. Oh. Asta înseamnă acest cuvânt care sună așa foarte complicat. În esență că sunt trei categorii de factori, unul biologic, unul psihologic, atașamentul, și unul social, mediu. Contează foarte mult la cel social, de exemplu. Dacă vreți, la psihologic e mediul familial, așa, și cel social și include inclusiv societatea în care trăiește. Gândiți-vă la societatea dinainte de 1989, da, care a avut o influență enormă asupra noastră. Adică să nu fim atât de aspri cu noi, că avem tot felul de trăsături, tot felul de reacții, tot felul de ciudățenii, ni se pare că nu suntem chiar așa, ok. Suntem ok având în vedere și mediul în care și ei funcționau, și mediul care era foarte perturbator și foarte strict și punitiv până la urmă. Adică erau chiar punitiv și care producea rupturi în psihic, pentru că trebuia să fii într-un fel,
în societate. Când închideai ușa acasă, trebuia, puteai să fii tu, dar nu foarte mult ca să nu cumva să... Și învățai așa un mod ăsta dublu de a fi și de a te comporta, care nu are cum să nu aibă efecte în structurarea personalității pentru cei crescuți în perioada respectivă. Am înțeles. Vine o astfel de persoană la dumneavoastră, este diagnosticată, care este, nu știu, care-i calea de a trata? Există? Adică putem vorbi de un tratament, vorbim de o ameliorare, vorbim de o vindecare? Ce putem face cu astfel de persoană astfel încât să-și poată ține în frâu aceste reacții exagerate și să poată funcționa până la urmă? Noi folosim această metodă despre care v-am pomenit deja, terapia dialectic-comportamentală. Pe net, dacă vreți să o căutați, e foarte mult material în engleză, e cu prescurtarea DBT, DBT, de la Dialectical Behavioral Therapy, care este una din cele mai eficiente, după foarte multe studii din ultimii 20 de ani, este una dintre cele mai eficiente în tratarea acestui tip de tulburare. E vorba de o combinație de mai multe acțiuni, să zic așa. E foarte importantă psihoterapia individuală, deci persoana să își găsească un terapeut cu care rezonează, lucreze pe problematici. De asemenea, e foarte important, noi ținem și ținem în clinică un curs de abilități pentru persoanele cu tulburare borderline. Ce înseamnă asta? Terapia dialectic-comportamentală are ca presupoziție că persoanele cu această problemă, dat fiind modul dificil de creștere, au fost foarte preocupați să își investească energia în a supraviețui și a se adapta cumva să facă față și n-au mai apucat sau n-au avut de unde să învețe niște abilități de autoreglare emoțională sau de abilități de interacțiune socială firești, pe care ceilalți le știu mai mult sau mai puțin instinctiv, ei n-au avut de unde să le învețe. Și atunci e foarte important ca ei să, în primul rând, să ia contact cu aceste abilități, cu aceste feluri de a face niște lucruri. Deci, practic, îi duceți înapoi în copilărie? Nu, îi ducem înapoi, ci îi învățăm, îi invităm să învețe, de fapt, acum, la maturitate, să învețe cum să facă niște lucruri, cum să-și regleze emoțiile. Nu ne ducem, nu e muncă regresivă, nu facem, ne purtăm ca niște copii, nu. O să vă dau exemplu, cursul e foarte bine structurat, abilități de autoreglare emoțională, abilități de mindfulness, care în principiu înseamnă, ajută mai ales la această reglare emoțională, abilități de interacțiune socială și abilități de pe care să le aplici în situații de criză, în situații când simți că nu mai poți și când nu poți să schimbi nimic din jurul tău. Ce ai nevoie să faci ceva? Nu poți să schimbi nici percepția ta, nici din jurul tău. Ce faci atunci? Da. Și ce faci atunci? Și sunt o grămadă de lucruri care să te ajute să faci față situației respective. Să îi faci față, să nu mai recurgi la... pentru că oamenii ăștia, să știți că i-au făcut față și până acum, doar că metodele alese de ei au avut efecte negative pe termen lung. Chiar dacă au folosit, nu știu, droguri recreaționale ca să se liniștească, să se calmeze, asta a fost o soluție. Dar pe termen lung e o soluție cu efecte dezastruoase pe asupra corpului. Până și ideea de suicid. Uneori oamenii se gândesc la suicid ca la o soluție de calmare de moment. Exact, exact. Da. Și cumva pe momentul ăsta, desigur, însă gândirea asta suicidară e periculoasă pe termen lung. Că poate să se acumuleze, să stabe. Da, și cumva să se, Doamne ferește, să pună și în practică. Exact, exact. Dar și ideea e să, ok, fiecare s-a descurcat cum a putut, astea sunt cu efecte nasoale, efecte secundare urâte. Bun, hai să învățăm niște abilități care să aibă același efect principal de liniștire sau de tolerare a situației, că despre asta e vorba, dar să nu fie atât de disfuncționale pe termen lung. Să ne ajute mai degrabă și pe termen lung decât să fie funcționale.
Eu înțeleg așa că există acest program, găsește-ți echilibru, aici în clinică, exact, în care omul respectiv diagnosticat cu borderline, pe lângă faptul că vine și are o întâlnire cu psihoterapeutul one-to-one, da, participă alături de alți oameni, exact, care au aceleași probleme la genul ăsta de strategii de a învăța să, exact, mă rog, să-și repună sau să gestioneze situațiile astfel încât efectele secundare să nu mai fie dezastruoase pe termen lung. Exact. Deci, practic, în asta constă programul. Cam cât durează un astfel de program? Terapia durează cam un an de terapie, un an de terapie pentru 5 ani de dificultăți. Deci, e o terapie de lungă durată. Da. În schimb, cursul durează 6 luni, aproximativ. O dată pe săptămână, 2 ore o dată pe săptămână. Cu practică, practicarea celor abilități, punerea lor la lucru între întâlnirile de grup. Da, nu între participanți, ci fiecare personal acasă să cumva noi invităm să le exerseze, nu doar să le afle teoretic. Constă din două părți. Efectele cursului sunt astea pe linia asta, pe cele două linii, teoretic, dar și practic, mai ales practic. Și cursul este, fiindcă sunt foarte multe și sunt greu de digerat așa chiar toate, se recomandă să se repete, dar având baza după aceea la terapie individuală, e mult mai ușor, pentru că dacă apare o situație de criză, de exemplu, ok, care sunt abilitățile pe care le poți folosi? Evident, oamenii uită, nu, dar au handout-uri, au materiale cu rezumate. Ok, da. Și terapeutul poate să, ia gândește-te, ce ai putea să folosești? Îți vine să tragi un cui. Ok, știi că asta nu e, nu mai vrei să faci asta, dar în disperare de cauză, în criză, uiți altceva. Ok, când vorbim, ce poți să folosești? Sau, și mai există consultanța telefonică. Dacă e situația din asta de criză, e ok să mă sune ca terapeut și să fac un mic coaching de ăsta strict pe problema, ce poți să folosești acum ca să ieși acum din situația asta. De asemenea, mai eu... Ok. Pot să interacționeze? E o problemă cu confidențialitatea? Faptul că sunt mai mulți care totuși n-au o tulburare? Avem o regulă de confidențialitate la grup. Ei pot să interacționeze între ei, să n-au voie să dezvăluie, pe proprie răspundere, bineînțeles. N-au voie să dezvăluie nici identitatea celorlalți colegi, nici experiențele pe care ceilalți le aduc acolo, ci doar pot să împărtășească experiențele lor personale. Am simțit așa, mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut chestia ailaltă. Pot să dezvăluie din ce le spunem noi, trainerii, suntem doi traineri la fiecare curs. Dar există regula confidențialității. Și, sigur, în limitele, da, rezonabile. Acum fiecare care participă știe că dacă el îl protejează pe celălalt și celălalt îl protejează pe, adică se protejează, știu că se protejează reciproc dacă respectă această regulă. Cam câte persoane vin la un astfel de curs? Adică, nu știu, sunt de ordinul zecilor sau mai puțini? Nu, sunt mai puțini. Nu, cam 7-8 persoane. 7-8 persoane, am înțeles. Un număr ok pentru un grup. Spuneai mai devreme că o astfel de persoană are nevoie de un an de terapie pentru 5 ani de probleme, practic. Din experiența ta, că ai lucrat probabil ani de zile cu astfel de oameni, cum sunt ei? Înțeleg că nu există un final de terapie și că probabil că la momentele, la crizele maxime mai poate veni la terapie și așa, dar cum îi vezi tu? Care e diferența în momentul în care au intrat în program sau au început terapia și după, nu știu, un an, doi, trei de venit? Se țin? Au abilitatea asta să vină, să se țină, văzând că se simt mai bine și își pot gestiona emoțiile? Da. Da, se țin. Uneori, când intră în terapie pentru prima dată, e posibil să aibă nevoie să schimbe terapeutul, s-ar putea să schimbe 2-3 terapeuți. Dar la un moment dat se stabilizează și pot să urmeze pe termen mai îndelungat terapia, iar efectele se văd, într-adevăr, sunt foarte mari. Pe diferențe de astea, de anul ăsta, anul viitor, anul celălalt, sunt progrese, ei încep să se obișnuiască să-și autoregleze emoțiile, să folosesc situații. Pur și simplu viața lor de zi cu zi se îmbunătățește radical, relațiile cu ceilalți se îmbunătățesc radical.
Dacă era o persoană singuratică, e posibil ca după 2 ani, 3 ani de terapie, dacă lucrurile merg bine, nu există garanții, pe de altă parte, dar dacă lucrurile merg bine, să-și găsească un partener, ceea ce îi se părea o imposibilitate, să poată să țină, sau să poată să țină o relație, sau să își găsească un job și să se poată ține de el. Lucruri chiar la nivelul ăsta, sau să să renunțe la tot felul de substanțe liniștitoare pe care le foloseau, care nu sunt benefice pentru organism, nu știu, alcool, droguri și chestii din astea. Exact, se pot, deci pot să nu mai simtă nevoia să le folosească. În situațiile de tulburare de personalitate borderline mai gravă, de exemplu, sunt situații în care persoanele se autovatămă, nu neapărat că își fac rău singure, fizic. Și ajung după un timp și mai ales noi am observat la clinică, după ce am introdus terapia dialectică comportamentală și cursurile, cumva timpul ăla s-a scurtat, ajung să se gândească la trecut, să nu mai facă lucrurile astea și să se gândească cum putea să facă așa ceva. La modul ăsta de... Da, pentru că se valorizează, încep să se valorizeze, probabil să-și schimbe percepția, să-și dea seama că nu ei sunt de vină, ci așa au fost atunci în copilărie, adică nu crește self-esteem-ul, probabil că sunt toate etapele astea. Da, și își reglează mult mai bine emoțiile. Reușesc să nu mai fie copleșiți de emoțiile alea, să le aibă, dar cumva să găsească modalități de a-și păstra măcar un pic din partea rațională, încât să pună un stop la comportament, de exemplu. Simt furie, dar analizez, e justificată, nu e justificată, deci mi-activez mintea rațională repede și decid, e ok să... ce consecințe ar fi dacă m-a enervat șeful și îmi vine să-l înjur în față? Și eu știu că nu pot să-mi iau alt job acum, nu am disponibil, am nevoie de bani, nu știu, am credit, am ceva de făcut. A momentul ăla, astea sunt elemente cumva subtile, așa, dar de moment, ok, în loc să îl bag în masă și să-mi dau demisia, îmi zic, ok, mă duc întâi la baie 5 minute și după aia, dacă mai simt nevoia să-l înjur, îl înjur după aia. Da. Și în alea 5 minute, respir, fac mindfulness, știu că e un termen la modă și puțin cam vag, dar foarte important, revin și mă gândesc. Merită sau nu merită? Mai merită să stau la jobul ăsta sau nu? Merită să-i zică lui ceva și ce câștig cu asta? Bun, mă răcoresc. Atât de tare vreau să mă răcoresc. Pot să iau decizia, dar măcar iau decizia conștient. Da, nu exact, nu fac cu emoții. De obicei, luăm decizia cea mai bună pentru noi, când le putem îmbina și mintea rațională și mintea emoțională. Am înțeles. Știu că mai urmează să mai faceți un curs mai special. Despre ce este vorba? Este vorba de un curs pentru psihoterapeuți de data asta și medici, pentru specialiști, un curs de terapie dialectic-comportamentală, care este baza teoretică acestui tip de terapie și cum să o aplici. Noi am înființat o asociație, Asociația Română de Terapie Dialectic-Comportamentală. Ne propunem să o disemânăm cumva în România, să o facem mai cunoscută în varianta ei foarte practică, de lucru cu persoanele care au nevoie de ea. Și chiar este nevoie și este interes pe zona asta, dar pentru specialiști. Pentru că e o supra-specializare, cum ar veni. E ceva în plus față de specializarea de bază a fiecărui terapeut sau medic. Și cumva... Da, noi facem cursul pentru această familiarizare cu ce înseamnă, care sunt terapie și exact, care sunt defectele și beneficii. Exact, și cum se face și cum se aplică. Și suntem foarte mândre că ne ocupăm de treaba asta și că ajutăm în felul ăsta persoanele cu tulburare borderline din România, pentru că și terapeuții sunt foarte dornici și vor să afle despre tipul ăsta de terapie, pentru că și ei la rândul lor vor să ajute
cât pot mai mult oamenii. Dar până să existe această terapie, cum, care era tehnica utilizată sau nu avea un nume neapărat? Cred că nu avea un nume, cred că fiecare școală de psihoterapie are o zonă dedicată tulburărilor de personalitate de genul ăsta puternice și fiecare are cumva viziunea ei și baza ei teoretică. Ele nu sunt contradictorii cu terapia dialectic comportamentală sau nu neapărat, sunt și viziuni total diferite cu privire la etiologie și la ce poți să faci. Pe de altă parte, însă, în multe aspecte, eu sunt formată, de exemplu, în analiză tranzacțională și observ că sunt limbaje diferite, dar în esență ele duc către același cam niște rezultate asemănătoare. Și chiar tipuri de intervenții asemănătoare în unele privințe. Deci chiar și ce facem când suntem cu omul în față. Chiar dacă eu folosesc anumite termeni de analiză tranzacțională sau foloseam înainte, acum îi folosesc pe cei din DBT, din terapia dialectic comportamentală, dar în esență e aceeași chestiune. Și terapia dialectic comportamentală ea provine inițial din terapie cognitiv comportamentală, care este considerată o terapie care lucrează cumva la nivelul ăsta de comportament. Dar știu că și terapiile cognitiv-comportamentale s-au modificat foarte mult în sensul că introduc relația terapeutică în cadrul terapiei în sine. Și terapia dialectic-comportamentală pune relația, e foarte importantă, relația dintre terapeut și client. Să rezoneze, să fie, să se poată sprijini, să, cum ai spus, că se poate da un telefon atunci când e în criză. Ca și factor care ajută la vindecare, care ajută la schimbare. E de fapt un fel de un prieten specializat, să zicem așa. Exact, exact. Așa că cursul nostru, eu mă bucur foarte mult pentru că am reușit să-l organizăm, pentru că vine în întâmpinarea nevoilor terapeuților de a își extinde gama de instrumente cu care să-i poată ajuta pe cei care chiar au nevoie de instrumentele astea și sunt instrumente care s-au dovedit viabile și eficiente. În astfel de tulburări. Exact, exact. Culmea e că folosesc și în altfel de tulburări. Și în alte zone. Abilitățile cel puțin mi se par foarte tari și mă ajută și pe mine personal, adică cel puțin ca și clarificare, cel puțin ca și conștientizare. Iar partea de mindfulness, care înseamnă să fii prezent, să te ancorezi în prezent și să fii conștient, exact, să fii conștient de unde ești tu acum, de fapt, și cum ești tu acum, de interior și de exterior. Asta înseamnă mindfulness în sensul în care îl folosim noi. Asta mă ajută și pe mine foarte clar pentru anxietățile mele, pentru tot felul de dificultăți pe care le am în viață când încep să mă îngrijorez. Ok, stai puțin, sunt cu mintea deja în viitorului, eu unde sunt acum? Da, și sunt azi. Exact, exact. Și asta ajută și la reglarea emoțională, plus tehnici de relaxare care sunt incluse. Cu siguranță să ne mai întâlnim, să mai povestim poate mai mult despre mindfulness sau poate despre alte tulburări. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău și îți mulțumesc pentru toate răspunsurile, că acum și eu și cei care s-au uitat la noi știm mai multe despre această tulburare. Îți mulțumesc încă o dată, Oana. Mulțumesc și eu și mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre lucrurile astea și de a le face mai clare, sper. Da, sigur, cu siguranță. Mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și vouă. Ne revedem mâine.